împlie, reveni doi. Crucea. Și un, și doi, și trei. Patru, ptii bat, masurile cu de pie, stai, alonge, sutâni urele, vei? Ce la picior, poftiți, poziția cincea. Cum este pentru tine să ai în Iași o sală care se numește Sergiu Cotorobai? Ce să vă spun, este o mare onoare pentru mine. Această minunată sală să-mi poartă numele. Asta confirmă că Iașu apreciază investiția ta în ceea ce înseamnă cultura orașului, cultura locului. Cum s-a întâmplat? Ți-au propus ție, ai acceptat sau a fost o surpriză pentru tine? Cine a luat decizia că această sală să-ți poartă numele? Am primit telefon de la domnul director a Preotei și directorul Ateneului. Felicitări, maestre, că sala s-a decis că sala de balet din Tătăraș o să vă poartă nume. Pentru mine a fost un șoc prima dată. Suntem lângă Maia Plisețca și lângă Mihail Barișnikov. O să te întreb, ce înseamnă să-ți dedici o viață întreagă acestui domeniu? Este un sacrificiu sau este o binecuvântare? Știți cum e în meseria noastră de dansator? În primul rând, trebuie să ai o chemare, un har de la Dumnezeu. Asta înseamnă foarte mult muncă din copilărie, mult sacrificiu, toată viața, deci toată viața acestei, da, activități. Acestei activități. Este suficient să fii foarte bine pregătit tehnic sau trebuie tot timpul să gândești, să analizezi, să faci conexiunile de aici din cap, trebuie să ai și acumulări de viziuni? Știți cum e arta dansului? Prin dans, prin emoțiile, prin gesturile, trebuie să-ți exprim publicului să poată să înțeleagă la orice gest, orice mișcare, ce simți tu și ce dai tu spre public. Spectatorul care stă în sală, chiar dacă nu este școlit pentru artă, pentru prima dată vine în teatru, în operă, și trebuie să fii foarte bun actor. Asta înseamnă să trăiești de aici, din suflet, din inimă, să-i dai, să-i arăți ce faci pe scenă. Acum publicul spectatorii servește foarte multe opțiuni, pot vedea dansul în diferite forme, foarte mult dans contemporan. Zi-mi, te rog, ca să exprim ceva printr-un limbaj contemporan, trebuie neapărat să treci toată clasica, tot ce învățați voi, balet clasic, sau poți veni de oriunde să te exprimi coreografic printr-o manieră modernă, fără să treci toată școala de dans? Nu, orice dans în lume, vorbim de profesioniști, trece prin dans clasic. Dans clasic este baza tuturor danselor, adică e dans clasic, este dans contemporan, este dans caracter, dans de societate. Tuturor genurilor. Da, așa. Și toți trec prin dans clasic. Dans clasic este baza. Fetele tale fac balet. Ați decis voi împreună sau credeți că cel mai bine e să fac lucrul ăsta sau a fost alegerea lor? Cum e? Asta a fost alegerea lor. Amândoi cu soția am fost balerini, dansatori, și eu trăit de mici și din grădiniță în teatru. Îi luam de la grădiniță, îi duceam la repetiție la operă, veneam acasă, seara îi aduceam iarăși la spectacol, că nu aveam posibilitate să îi lăsăm cu cineva acasă, și au crescut, de fapt, în mediul ăsta, în teatru, în operă. Acasă, chiar câteodată și fetele, când, fiind atunci încă în liceu, dar faceau practic a 11, a 12, chiar Bianca mai devreme a început din a 9-a, și discutam care greșeli ai făcut, ce trebuie îmbunătățit, la ce trebuie să lucrezi mai mult, să-ți iasă spectacolul următor mult mai bine, cu expresii mai multe, tehnic mai bine, cam asta.
Ești pregătit pentru o eventuală posibilitate să-ți vină fetele într-o bună zi și să zic că tata, tu ești depășit, noi facem ceva, altceva? Din punctul meu de vedere, cea mai mare satisfacție, elevul tău sau copilul tău să fie mai bun decât ești tu. Viața mea de dansator e mulțumită foarte mult lui mama. Datorită ei am ajuns să devin dansator, om de artă. Nu mai țin minte, la 2-3 ani era o misiune la televizor, ceva muzical, coledoscopul muzical, ceva în genul ăsta. Și observat mama cum când se cânta sau când se dansa, eu în fața televizorului mă mișcam acolo ca un copil. Bineînțeles, eu eram la grădiniță. Și într-un an a venit o doamnă profesoară de dans. Domnule, vreau să fac un grup, adică un cerc de dans pentru copii. Nu-a selectat, bineînțeles, nu eram mulți din toată grădinița, că eram vreo 20 de grupi, era grădinița foarte mare, era grădinița uzinii de tractori de la Chișinău. Era imensă grădinița. Și așa a început cariera mea de dansator. Aici era o coră moldovenească, nu mai țin minte. Adică ai început în pas de dans popular. Așa am început, în dans popular, dans de caracter. Asta tot e alt dans rusesc care se chema garmoșchi, adică acordioane mici, garmoșchi. Da. Uh-huh. Când am terminat grădinița, mama mi-a părut o ținut cum să mă duc mai departe cu dansul. Și pe vremea aia, cum se chema, Dvăreț Pionier, Palatul Copiii Pionierilor. Pionierilor. Era un mare ansamblu, Speranța, profesional. Era profesional, era o selecție fantastică acolo, Speranța. Și m-a dat la Palatul Pionierilor. Și am dansat acolo până în clasa a patra, în Speranță. Aveam foarte multe turnee. Erai la balet sau dansai tot dansuri de caracter, dansuri naționale? Și dansuri de caracter și baletul. Baletul, de fapt, dans clasic este baza. La noi se facea oră de dans clasic, studii clasice, care începeai cu baletul, cu încălzirea, bara, mijlocul, săritul și după aia, după studii de clasice, începeam dansurile. Asta este o fotografie, eram pionier când am plecat în Claipeda, eram pionier aici. Erai un pionier drăguț, dar cam strângar așa după privirea ta. Dar asta, mici steluți erau aleși copiii cei mai, tu te înscrieai printre ei? Ani selecționa. Erau din toate fostele țări socialiste. Și fiecare venea, cum v-am povestit, toate stelele a Republicii, veneau la un festival ăsta internațional mare. A venit mama lui Yuri Gagarin. Am o poză împreună în Claipeda. Prima mea profesoară de dans clasic era Eleonora Palna Godova, care ne dădea studii acolo. Și într-un an, în 80, am impresia, nu mai țin minte, a venit o comisie de la Moscova, care selectau băieți pentru MAHU, Moscovskaya Akademiyskaya Horeografiskaya Uchilishche. Și datorită doamnei profesoară, ea bineînțeles fiecare profesor, dar toți mai buni elevi de ei, au făcut două clase de 26 de elevi fiecare grupă. Na, până în clasa 8 am învățat acolo, dar din păcate am avut un mare accident la picior, care mi s-a zis n-a să dansez niciodată în viață. Pentru mine era un șoc mare, cum toată viața mea am dorit să fac asta. Asta a fost chemarea mea. Am fost operat de 8 ori. Os cu os mi-a pus la loc înapoi, piciorul. În fine, până am început studii la liceul de muzică și de coreografie Ștefan Neagă.
Noi am mers pe aceleași coridoare în anii 82-86, când făceai coreografii la Neagă, iar eu făceam muzicologie. Putem vorbi de o școală de balet de la Chișinău, care are ceva special, specific, sau practic noi suntem un fel de parte din curent rusesc de balet? Pe vremea mea am avut, poate și baftă, au fost foarte mulți profesori ruși din școala rusă. Aveam profesori din Kiev, de la Moscova, chiar de la Sankt Petersburg. În perioada aia, cel puțin ce știu eu, Republica Moldova se dădea apartamente pentru profesori când s-a înființat liceul și așa au venit profesori ruși din Rusia în liceu. Și urmă încet au început să crească studenții lor, dar tot curentul a pornit de acolo. Nu e ceva specific, e ceva normal de la sine. S-a dezvoltat, da. După liceu a fost, cum se făcea la final, spectacolul de gală. Vâhădnui Vipăsc. Spectacol de absolvire. Spectacol de absolvire, la care au fost chemați mulți coreografi care te cumpăra. Am fost propus și pentru Kiev, a fost precus și în alte orașe. Și am început cariera în cadrul ansamblului. Am trecut prin tot repertoriul de la Lacul Lebelor, Don Quixote, Giselle, Silfida, Spartacus, Baidera, Lubov za Lubov, Dragoste pentru Dragoste. Așa multe spectacole avea în repertoriu teatru. A fost foarte mare repertoriu. Noi în repertoriu la Chișinău, în anii 87, aveam, cred că cel puțin 15-14 spectacole clasice de balet. Și am început încet să cresc. Am început rolurile de solistice. Deci aici era un turneu la Bălșoi. Uitați-vă ce aici chiar și scris Bălșoi în 87 cu o gală mare, nu mai țin minte. Cu Iuri Gărșcov, fostul director de coreografie. Da. Țin minte, era un nume cunoscut da. În Chișinău. Asta, prima apariție, a doua apariție la Bălșoi Teatru. Noi am avut un mare festival. Am plecat atunci cu Maria Bieșu, cu Petru Rareș, cu Baiedera am împreise și cu Don Quixote, a doua apariție pe scena Bălșoi. Da, asta mai am aici poze din spectacolul Taras Bulba. De la Chișinău? Da. Asta, un fragment era din Petrușca, spectacol Petrușca. După aia, în 93 au apărut, au fost vremuri grele, o perioadă foarte grea la Chișinău, cu salarii, cu turnee, nu primeam. Era perioada când s-a destrămat Uniunea Sovietică, da. Când nu puteam să ne găsim niciun fel de identitate așa și când lucrurile erau anapă, dar rău de tot. Așa este, nu primeam. Luam salariul pe niște cupoane. Dar câteodată nu primeam cupoane alea câte 2-3 luni. Și nu puteam, mi-era rușine să mă duc la părinți, mama, dă-mi ceva, că n-am ceva pus pe masă. Și norocul meu, într-o seară, noi coboram de la o repetiție, eu era pe avizier la Chișinău, la Constanța, să dă concurs pentru soliști, ansamblu, și am plecat vreo 5 persoane. Tu erai vorbitor de limbă rusă la Chișinău. Eu țin minte că voi, mai ales ăștia din balet, voi nu vorbeați deloc românește. Și cum de-ai avut curaj să mergi acolo, ne cunoscând deloc eu limba română? Vorbeam, eu când am venit în România, deloc nu vorbeam limba română, că de la grădiniță limba rusă, până am plecat la Moscova, armata rusă, pețet. Am plecat în România. În România am început să vorbesc. Dar nu ți-a fost frică de... Foarte greu. Mi-a fost foarte greu la repetiții. Că și... ai învățat cu manuale sau ai învățat așa din comunicare? Din comunicare. Scuze-mă că te întreb, dar sunt lucruri curioase așa pentru un om care vine și se regăsește. Poate spiritual pulsai cu ce se întâmplă aici, dar de comunicare aveai nevoie totuși. Da, mi-era foarte greu. Și acolo am cunoscut-o la Constanța, într-o pe nevastă mea.
A, și atunci s-au deschis un alt limbaj. Și atunci s-a început alt limbaj. Mi-a fost foarte greu de la început. Ea știa germană, engleză, eu nici germană, nici engleză, prin degete, prin gesturi. Și încet, încet, cu ea i-am ajutat foarte mult. Eu îmi dădea foarte mult să scrii și citește. Citește mult să-ți dai drumul la vocabular. La vocabular. Și i-am ajutat foarte mult, stând împreună, vorbind, așa am început eu să vorbesc. Prin limba ei. Da, da, da. Și așa am ajuns eu la Constanța. Asta sunt asta avem poze din Bolerou de la Constanța în coreografia lui Maestru Pugiaru. Uh-huh. Și tu la Constanța ai venit pe poze de solist? Solist, da. Solist, urmă am devenit pe parcurs, am venit prim solist, urmă prim dansator, a venit un coreograf rus, domnul Coftun, care a montat un spectacol Mowgli. Deci eram în rolul Mowgli, cu Mariana Baran, solistă de la Constanța. Ăsta e un, tot dintr-un spectacol, domnul Canțiu de la Constanța, coreograf. Asta tot e de la o gală, un număr, coreograf Rodi Caraico Uretu. În 96 sau 97, nu mai țin minte, maestru Gheorghe Stanciu, maestru coreograf, a montat aici în Iași, Lacul Lebedelor. Nu mai țin minte care a fost situația, sau n-aveau ei, sau s-au accidentat cineva din trupă și n-aveau pentru pas de troa un solist. Și atunci am fost chemat de doamna Stanciu. Am venit, am dansat, am făcut premiera aici cu pas de troa și atunci mi-a venit, așa mi-a adus aminte, mi-a venit ideea să ne mutăm la Iași. Culmea, nevastă mea era Ișanc. Eu a terminat liceul de coreografie la Cluj, dar prin repartiție, cum era pe vremea aia, o vrut la Constanța. Câte spectacole ai jucat, pentru că sigur nu le-ai numărat. O să întreb câți ani ai în spate? 33 de ani de muncă de teatru. Cu viață întreagă și mai mult trăit în această minunată clădire, cum noi o numim câteodată biserica noastră. Cu mai mult timp, noi artiștii, dansatorii, petrecem mai mult aici, în biserica noastră, în hramul nostru, repetiții, spectacole, montări. Care a fost cel mai memorabil spectacol în care ai simțit tu că viața ta curge acolo pe scenă? Cred că Romeo și Giulietta, pus de maestru Gheorghe Stanciu, Mandarinul Miraculos, la fel pus de maestru Gheorghe Stanciu, Medalii Carnavalului, domnul Tugiaru, Ion Tugiaru. Acolo am simțit tot ce am putut să dau ca trăire, ca tehnic, dar mai mult ca trăire, să dau tot spre public. Cele mai frumoși ani, din punctul meu de vedere, au fost până în 2005-2006 și după ce a fost reînnoită și renovată opera, atunci au început să revină cu montările, au venit să monteze la cu doamna Luli Iliescu, artista emerită, după ce s-a montat și Don Quixote, am revenit cu Giselu, Spărgătorul de Nuci, tot montat de doamna Ileana Iliescu. Eu îi zic Luli că așa o alint din punctul meu de vedere, asta a fost un fel de a României, o Maia Plisețcă. Roluri care te-au marcat pe tine? Bun, ce simți că ai luat cu tine, poate și din caracterul personajului pentru viață? Romeo și Giulietta Romeo. Din Don Quixote, Espado. Hans din Giselle. Mandarinul Miraculos, Mandarinul. Din cartea Junglei, Mowgli. Naie, din Dalii Carnavalului.
călătorii? Pe unde ai fost? Pe unde ai dansat? Ce scene mai știu pașii tăi în afară de Opera Națională din Iași? Eu am umblat aproape toată lumea. Am dansat pe toate scene din Europa care sunt eu, din alea mari, la Lausanne, la Roma și restul turnei. Germania, Franța, Belgia, Olanda, Danimarca, America, Canada, Japonia, Spania, țările scandinave. Tu aici ai trecut mai mult timp ipostază. Ai venit pe post de solist, după aia ai început să fii domnul profesor care venea și cu învățăceai alături, după aia ai fost mai mare pentru peste toți dansatorii. Cum sunt etapele astea pentru tine? Dacă ai simțit că este o ascensiune și cum ai trăit momentul să îți vezi copiii așa în trupă, să-i simți alături de tine, să te bucuri și ca profesor poate de investițiile tale? Este o mare satisfacție pentru mine asta, în părerea mea. Când vezi crescând elevii tăi, ajung la operă, intru în repertoriu, evoluează, ajung, cresc încet, încet, treptat. E o mândrie, o bucurie, cu asta rămâi în viață. Asta e cea mai mare satisfacție care o am eu, cel puțin, ca profesor. Zim, cum e o zi a unui dansator la pensie? Ce să vă spun, eu mă simt foarte bine la pensie, nu mai am stresul la zi de zi, am o căsuță la curte cu doi căței frumoși, mai am și o mâță și... Acum descoperi alte aspecte ale vieții. Da, sigur că da. E frumos, mă simt bine. Mie este doar un pic, într-adevăr, de opere, că nu poți brusc așa să te... rup de ceea ce ți-a plăcut toată viața și să faci ceea ce ți-a plăcut toată viața, nu este ușor. Ai o mică așa atragere de inimă. A reveni, da, de inimă, da. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.